noi, evident, cu partenerii noștri și cu echipa, am reușit să mai găsim un pic de susținere, dar nu era neapărat suficientă. Și am apelat la oameni, am creat povestea asta în ideea în care fiecare om să ne ajute câte un pic și să facă parte din povestea noastră. Noi ne așteptam să fie oamenii foarte apropiați, oamenii pe care îi cunoaștem, prietenii noștri, ei să fie cei care ne susțin și povestea asta. Și tocmai ăștia n-au dat bani. au dat bani și ei, dar satisfacția pe care am avut-o este că au fost mult mai mulți. Au fost peste 100 de oameni, uh-huh, undeva la 130, dacă nu mă înșel, 140 de oameni, care au contribuit la povestea asta. Și pentru noi, pe lângă partea financiară care ne-a ajutat să mergem în etapa aia din Suedia, a fost și motivația asta și recunoștința pe care am avut-o față de oamenii care puteau, nu știu, să cu banii aia, pentru că nu au fost sume imense, dar au fost câteva sute de lei pe care îi puteau să-i folosească oriunde altundeva, uh-huh, să meargă la o masă într-o seară, să meargă la un film cu familia, să facă orice altceva, dar au ales să facă parte din povestea asta și să ne susțină visul. Asta chiar mi se pare frumos, pentru că depinde cum interpretezi asta. Spuneai că ai avut o reținere la început, poate ți se părea, băi, stau cu mâna întinsă. De fapt, nu e vorba de mâna întinsă, e vorba de a implica niște oameni în fenomen și oamenii aia chiar se simt din poveste, vă urmăresc apoi și simt că au contribuit și ei cu ceva acolo. Exact, și chiar au făcut parte, adică foarte au fost pe mașina noastră, fiecare nume care, da, a donat a fost imprimat într-un loc pe mașina noastră. Deci, practic, în Suedia au venit cu noi. Au venit, nu fizic, dar din punct de vedere emoțional, au fost acolo. O grijă în plus pentru tine să nu lovești mașina chiar unde sunt câte numele acolo, să nu-i dai cu capul de pom. Da, exact. Bun. Ce... Următoarea întrebare e pentru Francesca. Ce zis, eu nu mă supăr. La cât de mult vorbesc în mașina de cursă? Văd că lași acum, Ana, așa v-ați sătat. Da, exact. Ce urmează pentru voi? Unde vă pot vedea oamenii? Se pare că la anul, datorită acestui premiu, o să începem în februarie sezonul, mult mai repede decât ne așteptam, o să începem pe zăpadă în Suedia. Uh-huh. Asta și... la campionatul mondial. Da, în campionatul mondial. Deja am început pregătirile, acum câteva zile am început să caut cazări și să facem toate pregătirile pentru asta. Anul ăsta, nu știu dacă mai avem ceva planuri. Norbert, ai vreo surpriză? În campionatul național? În campionatul național mai este o etapă, uh-huh, săptămâna viitoare la Brașov acasă, uh-huh, dar lăsăm asta să discutăm mai încolo un pic, pentru că vedem dacă găsim posibilitatea să facem o surpriză la Brașov sau nu, dar încă nu vreau să dezvăluim, uh-huh, acest lucru. Sperăm să ne vedem și săptămâna viitoare la Brașov, dar oamenii ne pot găsi și postăm destul de mult și arătăm filmulețe din mașină, postăm de la fiecare etapă, ne pot găsi pe paginile noastre de Facebook, Norbert Maior, Francesca Maior pe Instagram, pe YouTube, pe TikTok, toată lumea ne poate găsi acolo și poate vedea ceea ce facem, pentru că împărtășim destul de multe experiențe de la curse, le împărtășim pe rețelele de socializare. Vreau să mă mai întreb un lucru. În momentul ăsta, că am tot vorbit de bani și de sponsori, în momentul ăsta sunteți pe picioarele voastre? Sunteți acoperiți cu cheltuielile? Da, suntem acoperiți în sensul în care avem parteneri care ne susțin. Îi văd. Da, e bine. Dar tot timpul e loc de mai bine, pentru că, ca în orice sport, din păcate, poți face diferența. Adică, de exemplu, mai ales la noi, cu mai mulți bani îți poți lua mai multe anvelope. Uh-huh. Poți să faci mai multe antrenamente, pentru că asta ne lipsește și eu cred că lipsește la toată lumea din motorsport. Dacă te uiți la Formula 1, nu e ca și cum se dau în fiecare zi, în sezon. Au curse din weekend în weekend, dar în rest antrenamentele sunt foarte limitate. Așa este și la noi, pentru că costurile sunt foarte mari. Deci noi, în continuare, încercăm să găsim parteneri, să... Deja ne-am apucat pentru sezonul următor să găsim soluții, pentru că vrem să facem mai mult. Vrem să facem campionatul mondial, vrem să facem campionatul național cu o mașină mai bună, vrem să... Depinde foarte mult bugetul de anul viitor. Va juca un rol foarte important în rezultatul pe care îl avem în campionatul mondial, pentru că cu un buget mai mare vom putea să facem mai multe curse pe lângă, adică niște curse suport, să zicem, care ne vor ajuta în campionatul mondial. Uh-huh. Mai multe antrenamente. Și atunci... Antrenamentele unde le faceți? De obicei le facem
pe niște suprafețe foarte, foarte asemănătoare cu ce urmează, cu raliurile pe care urmează. Adică noi nu mergem pe circuite, noi trebuie să închidem un drum asemănător cu ceea ce urmează să se întâmple în cursă și acolo ne antrenăm și facem setup-ul mașinii, că asta e un lucru foarte important, să setăm mașina bine pentru genul ăla de suprafață, că e un asfalt, că e numai cadam și asfaltul poate să fie un asfalt mai denivelat, un asfalt mai, mai lin, poate să fie mai murdar, adică la fel și la macadam. E un macadam mai de viteză, mai lent, mai tehnic. Și atunci trebuie tot timpul să ne setăm mașina în funcție de ce, ce urmează și asta înseamnă antrenamentele noastre. Care e frecvența antrenamentelor? De câte ori faceți antrenamente? Facem înainte de curse. Noi, anul ăsta, de exemplu, dacă nu mă înșel, am făcut undeva la 12 sau 13 curse. Deci să zicem că în medie au fost mai mult de una pe lună. Și în vară, de exemplu, am avut și două curse pe, pe lună. Și noi, practic, în săptămâna de dinainte a fiecarei competiții, avem o sesiune sau două de, de antrenament. Cel mai mult facem în locațiile alea. Adică, de exemplu, am mers în Letonia, am făcut antrenamente în Letonia pe un drum asemănător cu, cu ce aveam de e făcut. E simplu să, să faci ce spuneai, să închizi un drum și să te antrenezi acolo? Nu, nu, asta dacă vorbim din punct de vedere tehnic. Tehnic și, nu știu, bă, ai nevoie de niște avize, de asta, poliție. Asta zic, adică tot ce înseamnă avize de la poliție, de la mediu, ai nevoie de oameni, pentru că nu poți să pui un om într-un loc și un om într-un loc care închide drumul și atât. Trebuie să asiguri toate drumurile lăturalnice, trebuie să asiguri tot astfel încât să nu cumva să-ți apară, nu știu, un om pe traseu. Deci, practic, ca la Formula 1, trebuie să ai stewards, marshali, pe fiecare, pe fiecare, nu știu, la fiecare 200 de metri, 500 de metri, un kilometru. După care trebuie să ai o ambulanță care să fie acolo cu medic, pentru că luăm în calcul să se întâmple și la antrenamente să se întâmple ceva. Și atunci, dacă tu ești prin munte și ai o problemă, nu prea e ok. Deci toate lucrurile astea, oamenii pe care trebuie să-i aduci, avizele, autorizațiile, ambulanța, toate astea costă destul de, destul de mult din punct de vedere tehnic și nu este, nu este ușor, de aia nu avem foarte mult. Să ocupă organizatorii, mă gândesc, nu? Organizatorul de competiție de, de treaba asta sau voi? Depinde. Când facem testele oficiale, atunci se ocupă organizatorul. Mai facem și testele noastre private și atunci ne ocupăm noi cu, cu echipa noastră. E un efort mare. Da. Dacă e să aduni toate sumele astea pe care le-am pomenit prin emisiune... Plus 60-70 de euro pe kilometru. Așa. Deci distracția începe din februarie, Francesca. Care e visul vostru anul viitor? Nu știu dacă este neapărat visul nostru de anul viitor, dar este visul nostru dintotdeauna să devenim campioni mondiali. Și facem tot ce se poate să încercăm să reușim la anul, dacă nu o să încercăm tot mai mult și da, ăsta este visul nostru, să devenim campioni mondiali. Așa să faceți, vă urăm mult succes și vă mulțumesc foarte mult că ați venit în dimineața asta, Francesca și Norbert Maier, mult succes pe viitor. Mulțumim și fără incidente, să fie. Doamne ajută. Mulțumim și vouă pentru atenție, pe curând.